Putin refuză. Rusia a luat decizia acum. Mesaj pentru Zelensky. E Breaking News. Au trecut mai bine de trei săptămâni de când Rusia a început invazia Ucrainei, iar în ciuda negocierilor care au avut loc în repetate rânduri, cele două mari puteri tot nu au reușit să ajungă la un acord pentru ca atacul să-i sfârșit. Acum însă, lucrurile s-ar putea schimba după decizia luată de Rusia. Răsturnare de situație în plin război. Rusia a luat o decizie de ultimă oră care va avea un impact negativ asupra Ucrainei. Potrivit ultimelor informații transmise de președinția Rusiei, ideea unui summit al președinților Rusiei și Ucrainei, Vladimir Putin și Volodymyr Zelensky, a fost respinsă. Pe de altă parte, Rusia a făcut un apel la Occident să facă presiune asupra administrației de la Kiev, astfel încât negocierile să avanseze, iar conflictul militar să ia sfârșit. Amintim faptul că decizia Rusiei a fost luată după ce, în repetate rânduri, președintele Ucrainei, Volodimir Zelensky, a anunțat că își dorește o întrevedere directă cu omologul său rus, Vladimir Putin, pentru oprirea conflictului militar. Pe de altă parte, Kremlinul nu susține un astfel de sumit, anunțul fiind făcut chiar de către purtătorul de cuvânt al președinției. Nu există nimic stabilit clar, niciun acord care să poată fi definitivat, a declarat luni Dmitri Pescov, purtătorul de cuvânt al președinției Rusiei, citat de agenția Interfax și de publicația Der Spiegel. Pe de altă parte, oficialul rus a subliniat faptul că, în locul sumitului, o prioritate o reprezintă negocierile, iar Occidentul poate interveni în acest sens. Înainte de un summit, temele trebuie făcute. Cei care au această posibilitate trebuie să-și folosească influența asupra Chievului pentru ca negociatorii ucraineni să aibă o atitudine constructivă la negocieri, a insistat Dmitri Pescov. Totodată, el a mai subliniat și faptul că pentru o astfel de întâlnire, așa cum își dorește președinte Ucrainei, este nevoie de discuții anterioare, dar și de un acord, lucruri care nu s-au întâmplat până acum. Pentru ca noi să vorbim despre o întâlnire între cei doi președinți, trebuie ca temele să fie făcute. Trebuie să aibă loc discuții și să se cadă de acord asupra rezultatelor acestora. Nu s-a înregistrat niciun progres semnificativ până acum, a spus Pescov. Amintim faptul că întreg globul își dorește ca războiul să-i a sfârșit, drept exemplu, Israelul și Turcia s-au implicat activ în eforturile de mediere între Rusia și Ucraina.